Palatul Copiilor din Târgoviște le oferă elevilor o alternativă pentru timpul liber. Conform ofertei educaționale, numai puțin de 20 de cercuri sunt puse la bătaie pentru copii. Festivitatea de deschidere a noului an școlar a avut loc vineri 30 septembrie în cadru festiv. Am reușit în anul 2015-2016 să formez 18 cercuri. Anul acesta s-au adăugat, grație Asociației de Părinți, încă două, prin Asociația de Părinți, deci Artă Populară și Tove Percuție. Deci avem în total 20 de cercuri anul acesta, care îndeplinesc cerințele celor trei domenii existente în activitatea noastră extrașcolară, cultural-artistic, tehnico-aplicativ, științific și sportiv-turistic. Rezultatele deosebite pe care le-a obținut instituția noastră în anul școlar trecut se remarcă prin proiectul Să fii sănătos în cadrul programului Erasmus+, proiect pe care l-a organizat doamna profesor Oana Sandu, cu deplasare în Polonia în perioada lunii iulie. 5 concursuri naționale cuprinse în calendarul național al Ministerului Educației Naționale, Cercetării Științifice. Palatul Copiilor este un centru, dacă vreți, de cultură, în care copiii dumneavoastră trebuie să vină cu mare, cu mare drag. Pentru că aici nu există, să zicem, acele lucruri care constrâng într-un fel sau altul elevii. E vorba de notare, e vorba de eu știu ce alte probleme, da, cum este la școală, ci este o atmosferă caldă, frumoasă, plină de afecțiune, în care copilul trebuie să-și dezvolte toate acele lucruri frumoase pe care Bunul Dumnezeu le-a lăsat la fiecare dintre noi. Zeci de copii au participat la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Mulți dintre ei au ajuns aici pentru prima dată. Cei care au deja câțiva ani de când participă la cel puțin un cerc din cadrul instituției au făcut și câteva demonstrații pentru cei prezenți la eveniment. De cât timp ești înscrisă la Palatul? De 3 ani sunt înscrisă la Palatul Copiilor. Am 11 ani, iar acest robot cu Android este controlat prin telefon. Tu l-ai construit? Domn profesor, dar cu el am obținut de foarte multe ori locul întâi la multe concursuri în anul acesta. Ai reușit să înveți lucruri interesante? Da, foarte multe. Am învățat să construiesc, să programez, mi-am făcut prieteni noi, așa, am învățat să scriu scheme și m-am învățat cum să programez propriul robot, să mi-l construiesc. M-am gândit, aș vrea să mă fac inginer. Sunt foarte interesant că vreau să construiesc unul, să-l controlez eu și să programez mai multe, să am un vis, adică.